Bună seara, dragi prieteni, bun regăsit, vă spun, din studioul RTS de la Drobeta Tornul Severin. Este luni seara, deci avem emisiunea Statul de Drept, pe care o puteți recepționa și pe canalul Accent TV, în rețeaua Digi, pe 206, dar evident și pe conturile de Facebook și YouTube, RTS Radio Televiziunea Severin și Accent TV. Așadar, suntem live și discutăm în această seară, inevitabil, tot despre politică, din perspectiva apropierii cu pași repezi a alegerilor prezidențiale, a primului tur al prezidențialilor, programat pentru 24 noiembrie, așa după cum știți. Mai e foarte puțin și începe campania electorală propriu-zisă. Vom vedea cum se va suprapune această campanie peste cea pentru parlamentare. Este multă agitație în lumea politică, sunt 14 candidați și cel puțin jumătate dintre ei sunt foarte agitați. Despre toate acestea vom discuta în această seară cu un politician tânăr și el însuși candidat pentru funcția de deputat de Mehedinți. Este vorba despre președintele USR Drobeta Turnul Severin, Lucian Apostol. Îl știți deja din postările de pe activitatea sa intensă de pe Facebook, dar chiar și de aici, din studio. Bună seara, domnule Lucian Apostol. Bine ați revenit la noi. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și mulțumesc din nou pentru invitație. Am ales să discutăm în această seară cu un candidat și cu un politician ca dumneavoastră pentru că, nu știu, eu nu mai mi-aduc aminte exact de campania din 1992, dar în rest le-am prins pe toate și am amintiri exacte a tuturor campaniilor de prezidențiale. Parcă această campanie pare ceva mai atipică decât celelalte. Iată, unii dintre candidații au început să vină cu tot felul de lucruri ciudate. De exemplu, domnul Ciolacu îl redescopere pe Victor Ponta, așa cum domnul Joan îl redescopere pe Evanghelie. Doamna Lasconi, care, mă rog, este cotată cu șanse foarte mari, are câteva probleme de, să zicem, mici de autoritate în interiorul partidului. Și, mă rog, mai sunt o serie de candidați pe acolo care, de exemplu, domnul Diaconescu, am înțeles că vrea să renunțe, sau cel puțin așa spune Evanghelie, în favoarea lui Joană. Și, mă rog, mai sunt câțiva candidați pe care îi știm foarte bine. Haideți să plecăm de aici și cum vedeți dumneavoastră această început de campanie pentru prezidențiale și toată această tablou al candidaților de astăzi. Da, o campanie, cel puțin pentru prezidențiale, destul de atipică. Mulți candidați, unii dintre ei care par mai degrabă puși să candideze ca să încurce pe alții. Și mai ales dacă privim asta prin prisma invalidării de către CCR a unuia dintre candidații, începe să pară că cumva cineva încearcă să aranjeze lucrurile astfel încât să iasă un tur doi mai facil. Și să împartă voturile lăsate de candidatul. Da, bineînțeles, plecat. Și să împartă voturile celorlalți candidați. Și aici mă refer direct la Marcel Ciolacu, care are și cel mai mare partid, cu cel mai mare activ, care, să zicem, el consideră că e sigur pe voturile necesare pentru intrarea în turul 2, pe care îl asigură activul de partid, primarii și faptul că e prim-ministru, are guvernarea și așa mai departe. Și pe partea cealaltă, fiind mulți candidați, speră că și împart voturile, neavând aceleași structuri sau aceeași, nu sunt la fel de conectați la putere precum e el. Bun, dar experiența ultimilor ani ne arată că nu este de ajuns să intri în turul 2 ca să ajungi președinte. Păi, deci îi asigură un loc în finală. Tocmai de asta ziceam, el e sigur și are șanse mari să intre în turul 2, dar foarte important, poate mai mult decât bătălia pentru turul 1, pentru turul 2 este cu cine intră în turul 2. Pentru că ne aducem aminte și de alegerile de acum
5 ani din 2019, când adică sunt o grămadă de informații, ne-au spus și dintre cei apropiați PNL, atunci Klaus Iohannis era foarte bine cotat cu foarte multe voturi și pentru el cel mai facil adversar în turul 2 era Viorica Dăncilă. Și s-au dat voturi și s-a făcut campanie din partea PNL pentru Viorica Dăncilă să intre în turul 2. Îi era frică să intre în turul 2 cu candidatul USR, Dan Barna, de la acea vreme. Da, asta s-a discutat atunci și cu oricare altul dintre ei. Bun, acum înțeleg că și l-ar dori pe George Simion. Doar că nici aici eu cred că lucrurile nu sunt tocmai atât de sigure, pentru că poporul român este capabil să facă schimbări radicale chiar și într-o singură zi. Da, el consideră că George Simion e cel mai facil candidat și l-ar vrea ajuns în turul 2, dar într-adevăr s-ar putea ca acest joc al lui să fie o armă cu două tăișuri și să nu-i garanteze câștigul. Așa cum spunea și cum spune sociologul Barbu Mateescu, s-ar putea ca pentru turul 2 românii să conștientizeze pericolul ca un singur om sau un singur partid să aibă toată puterea în România, pentru că ar avea și președinția, ar avea guvernul, ar avea majoritate în Parlament și s-ar putea ca tocmai toate aceste lucruri pe care le face să se întoarcă împotriva lui. Bun. Este cotat într-adevăr și candidatul dumneavoastră, adică doamna Elena Lasconi, cu șanse de a intra în turul 2, deși văd că în ultima perioadă sunt foarte, foarte mulți care fac eforturi deosebite de a o pune într-o lumină proastă. Și aici cred că numai dumneavoastră, cei de la USR, ați putea lămuri toate acele episoade de zilele trecute în care, mă rog, sunt în presa centrală și la televiziune centrală se titrează că este scandal monstru în USR, că, nu știu, domnul Cătălin Drulă vrea să facă alianță cu PSD-ul și doamna Lasconi s-a supărat. Nu. Că s-au certat cu Vlad Voiculescu pe Facebook. Deci sunt niște chestii care totuși ar trebui lămurite pentru da, că și chiar vă mulțumesc că sau oarecum neserioase. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia asta. Sunt intoxicări de presă. Într-adevăr, mai ales în condițiile în care avem și alegeri parlamentare suprapuse peste alegerile prezidențiale și în condițiile în care Elena Lasconi e și președintele USR, pentru desemnarea candidaților și pentru organizarea campaniilor electorale e nevoie de anumite decizii pe care forul de conducere, biroul național sau comitetul politic să le dea. Aceste ședințe trebuie prezidate de către Elena Lasconi și bineînțeles că într-un partid viu există discuții, există opinii, există tot felul de păi de aceea se numește că e un partid viu, nu? Altfel, da, nu cred că istoria ne-a demonstrat că atunci când un singur om crede că le știe pe toate și că doar el are deține adevărul absolut, iese rău și nu e așa. Și au fost, într-adevăr, pentru că e vorba și de validarea candidaților pentru alegerile parlamentare, adică în cadrul ședințelor pe care îl țin de zi și aș vrea să menționez, pe lângă toată activitatea de precampanie pe care o face Elena Lasconi, cu turnee prin țară, trebuie cu să emisiuni și TV, da, trebuie și să facă parte și la un moment dat, poate că nu... Nu mai poate face față la toate discuțiile astea. Pentru că până la urmă suntem toți da, oameni și mai și obosim. Nu? Sunt peste 40 de liste de candidați care trebuie validate și tot felul de discuții mai departe. Dar nu cred, adică nu sunt mai mult decât niște simple discuții. Restul ce a ieșit în presă, că ăla s-a supărat pe ăla, sunt doar intoxicații de inclusiv faptul că ale adversarilor. Că domnul Cătălin Drulă, așa spune, mă rog, presa centrală, face cu ochiul PSD-ul. Nu, a fost o declarație interpretată, a vorbit din punct de vedere ipotetic. Adică în varianta în care, să zicem, nu s-ar găsi o altă soluție, dar nu, a fost o interpretare a declarațiilor lui.
Bun. Nimeni nu a interpretat, în schimb, faptul că se tot discută de nu știu câtă vreme că PSD își dorește o alianță cu AUR, da, după alegeri. Deci, oricum, aceste alianțe sunt conjuncturale și ele, ce aș vrea să... ele vin ca urmare a votului. Da, ce aș vrea să menționez și să punctez, am zis că în ultima vreme, pe toate canalele, că e Facebook, că e presă, la nivel național și inclusiv la nivel național, toată lumea o atacă pe Elena Lasconi. Deci și pentru AUR, și pentru PNL, și pentru ceilalți, adversarul lor nu e Ciolacu care ești pe locul întâi în sondaje. Este Elena Lasconi. Și există un motiv, nu? Da. Și am văzut chiar zilele trecute la candidatul AUR pentru Camera Deputaților niște postări în care cu jigniri, cu așa la adresa... Candidatul local al... Da, da, candidatul local, la adresa Elenei Lasconi. Nu știu cu cel... Da, nu aș vrea să încurcă pe el sau că... așa, dar din aceste atacuri ne dăm seama nu că... Nu, întâmplător, cunoaștem personajul că, și nu, da, n-are rost să-i dăm atâta importanță. Din toate aceste atacuri ne dăm seama că, de fapt, pentru ei, Elena Lasconi e pericolul și este cea care îi va opri să pe ei să nu intre în turul 2. Adică bătălia, aici e interesant ce spuneți, bătălia pentru turul 2 se dă cumva între Elena Lasconi și George Simion. Adică s-ar părea că Ciucă e pe undeva pe departe. Da, conform... Deși el se vede în turul 2. Conform sondajelor, deși PNL-ul beneficiază, să zicem, de un număr mai mare de primarii, conform sondajelor și conform consultărilor populației, se pare că nu este suficient să ajungă în turul 2. De fapt, chiar în sondajele chiar așa, mai independente, e la 6-7%. Ca mine sondajul. Da, dar e pe la 6-7%. Deci cred că eu, ce cred eu, dacă tot discutăm despre această campanie de prezidențiale atipică și urmărind în ultimele luni cum au evoluat evenimentele, eu bănuiesc și, să zicem așa, din tablou, că la un moment dat, să zicem, până acum, tot peisajul care până acum vreo lună, PSD-ul și Marcel Ciolacu și-ar fi dorit să intre în turul 2 cu Nicolae Ciucă. Pentru că ei oricum sunt parteneri de guvernare, după ce câștiga unul din trei, probabil Marcel Ciolacu îl punea pe celălalt prim-ministru sau și invers. Era toată lumea fericită, cu Iohannis se înțelegeau, îi mai făceau și lui o vilă, încă o vilă cu trei găuri de sau golf, îl punea prim-ministru, sau îl punea cei Dumnezeul. Da, ce mai vroiau. Dar probabil văzând sondajele și dându-și seama că Nicolae Ciucă n-are nicio șansă să intre în turul 2, atunci au făcut și chestia cu invalidarea candidaturii unui alt candidat extremist care lua din voturile lui George Simion. Aici este, cum să spun, se vede cu ochiul liber, dar nu putem demonstra. Da, dar pe mâna PSD. Curtea Constituțională, mă rog, e guvernată de desemnarea PSD, judecătorilor la Curtea Constituțională se face tot de către partidele politice care au majoritate și dintre cei cinci care au votat invalidarea unei candidaturi, mă rog, indiferent, lăsând la o parte ce candidatură a invalidat, au creat un precedent periculos pentru democrația din România. Patru dintre ei sunt propuși de PSD și unul de UDMR. De UDMR, da. Bun, ok. Dar bănuiesc că PSD-ul ori nu s-a gândit la efecte, ori, cum să spun, cum va spune românul, nu cred că avea niciun interes să-și dea singur un șut în fund, nu? Pentru că s-ar fi putut gândi strategii partidului. Așa cum a spus... Domnule Ciolacu, o să întoarce împotriva noastră aceasta. Da, sper să, ca oamenii la vot, să îi taxeze. Deci, de-aia zic că e la două capete. Da, dar așa cum, așa cum... a crezut că soluția de succes pentru el este să-l bage pe Nicolae Ciucă în turul 2. Apoi așa are gândit, crede că e mai bine să-l bage pe Ciolacu pentru că se vede și cum am zis mai devreme cu toate atacurile tuturor și PSD și PNL și AU și așa mai departe, pentru toți adversarul e Elena Lasconi. Și de ce e pentru el cel mai mare pericol să nu intre Elena Lasconi în turul 2? Pentru că
Candidatul care, având în vedere că alegerile parlamentare sunt la o săptămână după primul tur de prezidențiale, partidele care dau candidat în turul în turul 2, da, e foarte interesantă chestia, vor avea un beneficiu electoral și pentru alegerile, adică, parlamentare. Alegerile pentru, parlamentare, spuneți că pot influența mult cel de-al da, da. Pentru că vor rămâne doi candidați în luptă, da, doi candidați în luptă și, să zicem, Ciolacu cu Elena Lasconi, cei care nu vor PSD-ul sau săturat vor vota Elena Lasconi și vor vrea să-i dea și o majoritate în Parlament sau cel puțin un număr mai mare. Și atunci pot să meargă între cele două tururi, da, și să zică, domnule, ăștia sunt și pentru ei votăm ca să aibă majoritate. Da. De asta spun că pentru PSD e un pericol foarte mare să intre Elena Lasconi în tur 2, pentru că automat și USR-ul ar avea un scor mai mare. Ceea ce nu-l deranjează să se întâmple același lucru cu George Simion. Pentru că, cum a zis mai devreme, se cam prefigurează o coaliție PSD-AUR după alegeri, păi dacă vor avea mandatele necesare. Am văzut că începe să se facă prin țară, că tot se apropie validarea Consiliului Județene și a Consiliului Local. Se face da, la prin, greu. Prin județ, am mai discutat și eu. Și numai aici, prin toată țara. Inclusiv cu persoane care au alte opinii politice și, cel puțin cei care preferă AUR, sunt foarte îngrijorați de candidații pe care îi iau ei prin țară și care au legături evidente cu PSD-ul sau cu vechiul sistem. Chiar în, la nivelul Bucureștiului, unul dintre personajele proeminente ale AUR este Ioana Brussels, care este omul lui Dan Voiculescu. Da, și via PSD. Da, da. Care tot timpul își pune niște oameni pe lista da, PSD-ului. Corect. Și acum are niște oameni și pe lista AUR. În același timp, revenind la discuția cu ajutorul în turul 2, prin invalidarea candidatului SOS, au creat și o anumită victimizare și e posibil ca la parlamentare și ei să obțină un scor mai mare și atunci să se fărâmițeze votul opoziției. Ei ar fi adică l-ar vota poate SOS. Pe, da, partidul SOS. Poate votanții SOS l-ar vota pe Simion, dar ar vota SOS și atunci PSD-ul are încă o opțiune, adică nu depinde neapărat de AUR, că mai poate să facă alianțe și cu alte partide mai mici. Dar intrând în turul 2 cu da. Elena Lasconi, practic pică celelalte da. Opțiuni. Da, pentru că oamenii vor avea și avea o opțiune de dreapta, adică cei care sunt anti-PSD, cei care sunt votanții de dreapta, care au reușit să dea președintele în ultimele patru alegeri, în ultimii 20 de ani, da, vor avea da, pe cine să voteze. Iliescu a fost ultimul președinte de stânga. Da, un tur 2 cu Marcel Ciolacu și cu George Simion, votanții de dreapta, votanții care vor o Românie, care se dezvolte o Românie pro-europeană, s-ar putea să considere că nu mai au pe cine să voteze și să se demobilizeze atât pentru alegerile parlamentare, cât și pentru turul 2 de la prezidențiale. Și revenind, că n-am vorbit de un alt candidat, candidatul Mircea Joană, care de asemenea este un contracandidat bun pentru Marcel Ciolacu și pentru PSD, că nu are partid. Și astfel ar fi omorât într-un fel opoziția, pentru că se pare că din toate mișcările care se fac, ba invalidează unele candidaturi, ba apar niște candidaturi iepure, cum le mai zice, ca să obțină voturi. Ba apar tot felul de scandaluri. Pare că scopul este să pună pe butuș democrația. Da, în așa fel încât să practic să punem mâna pe putere și să facem ce vrem cu ea. Mircea Joană, care e până la urmă tot de la PSD. Am văzut acum că și Marian Vanghelie vorbește despre el și se întâlnește cu diverși lideri PSD printr-un loc sau altul. Dar să zicem, evenimentele evenimentele au început să se precipite și a apărut și acea invalidare când despre Joană au apărut acele informații că ar fi apropiat de Rusia. Sau cel puțin că șeful lui de campanie
Da. Ar avea relații cu Rusia. Dar e greu de verificat. Și atunci, văzând că el începe să scadă, atunci s-au agitat puțin PSD și au dat seama că trebuie să schimbe puțin datele problemei. Poate Corect. Să nu fie doar o coincidență. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim, pentru că discuția devine interesantă. Publicitate, oameni buni, revenim. Vrei să schimbi acoperișul? Construiești o casă nouă și vrei acoperiș durabil și ușor? Noi suntem soluția! Acoperiș Oltenesc vă oferă vânzare și montaj acoperișuri complete cu țiglă metalică, tablă cutată, tablă click, tablă modulară, jgheaburi și burlane. Acoperiș Oltenesc vine cu modele unicat pe piața din România. Promoție! Oferim culori mate la preț de culori lucioase. Nou! Acum în stoc și panouri Isopan. Ne găsești pe acoperișoltenesc.ro sau pe Facebook Acoperiș Oltenesc și la telefon 0747 017 083. Sport Club Municipal Craiova, un reper al performanțelor din Oltenia. Pașii spre marea performanță sunt legați indisolubil de revenirea în circuitul sportiv al sălii polivalente din Craiova. Aici a fost laboratorul de pregătire al secțiilor sportive ale SCM pentru competițiile și medaliile câștigate la nivel național și european. Sportivii, staful tehnic și administrația au conlucrat împreună pentru a se ridica pe cele mai înalte trepte ale podiumului la toate competițiile la care au participat până în prezent. Palmaresul obținut de SCM Craiova în câțiva ani este unul impresionant, pentru care s-a muncit și s-a investit foarte mult. Viitorul a fost construit cu atenție în cele mai mici detalii. Povestea trofeurilor obținute de secțiile sportive ale clubului sunt scrise cu abnegație, bucurie, curaj, dăruire, epuizare, lacrimi, muncă și sacrificii. De multe ori cu victorii, dar uneori și cu înfrângeri. Însă toate acestea ne fac să fim mai puternici și să luptăm întotdeauna pentru a obține cele mai bune rezultate. Noi susținem mișcarea, sportul, performanța și fair play-ul în efortul comun de a promova imaginea municipiului Craiova în România și în Europa. Noi suntem SCM Craiova! Canalizarea nu este coș de gunoi. Compania de apă Oltenia face apel la toți utilizatorii atât din mediul urban cât și din mediul rural să folosească în mod corect sistemul de canalizare. Sistemul de canalizare. Utilizarea necorespunzătoare a rețelelor de canalizare duce la o serie de probleme resimțite imediat de către toți utilizatorii. Disconfort imediat. Blocarea parțială sau totală a conductelor de canalizare din zonă, refularea apelor reziduare și mirosuri neplăcute. Creșterea tarifului de canalizare, efecte resimțite de către toți utilizatorii. Perturbarea funcționalității proceselor tehnologice de epurare a apelor uzate. Creșterea frecvenței intervențiilor asupra rețelelor și creșterea costurilor de mentenanță. Soluții. Preocuparea și atenția pentru depozitarea deșeurilor pe care le generăm. Schimbarea comportamentului și implicarea civică. Suntem mereu atenți ca rețeaua de canalizare să funcționeze perfect, dar adevărul este că nu putem face asta fără ajutor. Ajută-ne să păstrăm orașul și mediul conjurător sănătos! Husqvarna pune accent pe calitatea utilajelor testate și proiectate pe care te poți baza. Încearcă noile motofenestrae pe benzină sau acumulatori cu prețuri începând de la 1000 de lei. Mașini automate de tuns gazonul, motocultivatoare, refulatoare de grădină, scarificatoare, tractoare de grădină, aparate de spălat sub presiune și multe alte utilaje. Găsiți gama completă în magazinele Raico, distribuitor Husqvarna din orașele Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni, Padești, Târgu Jiu, Strada Victoriei 112. Relații la telefon 0253-210-736. Mergeți la sigur cu Husqvarna. Calitate garantată. C
CJA Medolj, câștigarea bătăliei pentru viață. Centrul Județean de Aparatură Medicală Dolj are ca scop permanent îmbunătățirea serviciilor medicale de servici prin acordarea unei asistențe tehnice de un înalt profesionalism calificat. Noi suntem partenerul ideal al tuturor unităților sanitare publice sau private care dețin utilaje medicale. Prin seriozitatea și promptitudinea CJA Medolj se urmărește realizarea unor servicii de mentenanță de înaltă calitate a aparaturii medicale aflate sub contract. Ne puteți găsi în Craiova, strada Tabaj, numărul 1A sau la numărul de telefon 0746 147 400. Misiunea noastră este realizată în parteneriat cu profesionalismul personalului medical din spitalele deservite. Doar împreună putem realiza țelul nostru comun, câștigarea bătăliei pentru viață. Dragi prieteni, am revenit. Alături de mine este Lucian Apostol, președintele USR Drobeta Turnul Severin. Discutam, domnule Apostol, despre această aranjare, cumva, să zicem, după stele, sau nu știu cum au aranjat-o, după zodiac, a celor trei tipuri de alegeri. Adică, practic, alegerile parlamentare sunt prinse la mijloc între cele două tururi de prezidențiale, și se completează sau se influențează una pe alta. Da, eu aș vrea ca oamenii să înțeleagă importanța acestor alegeri și să înțeleagă că rezultatul acestor alegeri va da direcția pe care țara o va avea în următorii 4-5 ani de acum înainte, mai ales că votăm atât președintele, cât și Parlamentul. Va fi un nou guvern și presupun că majoritatea românilor își doresc o Românie prosperă, o Românie europeană, o Românie în care munca să fie încurajată, în care taxele să nu mai crească, pentru că ne amenință pe diverse căi și de la PNL și de la PSD că creșterile de taxe sunt inevitabile începând cu anul viitor. De ce sunt inevitabile? De ce n-au făcut nimic în ăștia trei ani decât sunt la guvernare? Pentru a nu ajunge în situația în care să crească taxele. Adică este tot rezultatul acțiunilor lor. Dar nu e neapărat nevoie ca taxele să crească. E nevoie pentru ei e nevoie ca taxele să crească ca să aibă mai mulți bani de rulat, mai mulți bani de dat sinecuri de partid, mai mulți oameni de angajat la stat care să nu facă nimic și așa mai departe. USR va lupta indiferent, deși noi sperăm că fiind la guvernare și având președintele, pentru reducerea taxării pe muncă, pentru că ăsta e principalul motiv pentru care oamenii, mai ales tinerii, pleacă în străinătate. De ce să, eu știu, adică e foarte greu să stea aici să lucreze pe 2.000-2.500 de lei, că discut și eu cu o grămadă de oameni și, da, bineînțeles, se discută și în alte cercuri politice propunerea USR-ului. Da. Începe să intereseze pe mai mulți. USR-ul are de cel puțin 5-6 ani are această propunere pe care încearcă să o bage în Parlament, dar la care celelalte partide, adică în special PSD, da, PSD și PNL s-au tot opus, sau deși la televizor chiar am auzit de acum 2 ani că o vehiculaseră și tot o foloseau în diverse campanii, dar au majoritate chiar de 2-3 în Parlament, PSD și PNL. Și ar putea să ia această măsură. Pentru că vedem și exemplul altor state dezvoltate. Toate au
deduceri de taxe pentru salariile mai mici sau, mă rog, care afectează salariile mai mici. Și propunerea USR e ca, pentru că nu se poate trece într-adevăr într-o zi la taxare zero, să zicem, dar se poate face în pași și trebuie făcut primul pas, dar vedem că, deși, cum ați zis, că celelalte partide au luat și vehiculează în spațiu public ideea asta, nu fac niciun pas către ea. Primul lucru care poate fi făcut e ca din să zicem, nivelul unui salariu minim se plătesc undeva la 1400 de lei taxe, cam aproape jumate. 500 de lei din aceste taxe, din 1500, să rămână în buzunarul oamenilor. Bun. Asta e primul pas. Asta ce spuneți dumneavoastră poate să facă guvernul, executiv. Da, da. Dar se poate întâmpla, pentru că sunt 100 de mii de scenarii, se poate întâmpla ca, să spunem că Elena Lasconi devine președinte, dar nu majoritatea în Parlament e alta. Poate să fie o majoritate ostilă. Poate să fie tot PSD cu PNL. Sau poate să-și ia și pe prietenii lor de la aur. Da, eu zic că cum... ca să contrabalanceze. Cum o cunosc pe Elena Lasconi... Va fi o continuă bătălie de... Da, cum o cunosc pe Elena Lasconi, are capacitatea să-i determine pe alții să facă ceea ce trebuie. Are energia să îi inspire. Să sperăm că da. Pentru că... bine, era o discuție acum mai mulți ani... dacă, mă rog, foloseau în campanie sintagma președinte jucător și, nu știu, președinte călător. Nejucător. Da, am ajuns în situația în care, avem călător, în care președintele nu face nimic, nu-l vedem că ne reprezintă. Pentru că dacă el ar spune și ar considera că țara trebuie să se dezvolte și să fie taxe mai mici, să fie investiții și ar ieși la emisiuni, are și pe post, pentru că vrem să vedem de multe ori... S-ar duce în Parlament. Da, s-ar duce în Parlament. Domnul Iohannis s-a dus de câteva ori în Parlament. Da. Când e o discuție... S-a lăsat de sport, da, când e o discuție importantă sau în, în societate, el poate să iasă și să-și pună părerea, pentru că, deși acum pentru inactivitatea sa a scăzut foarte mult în popularitate, deocamdată are un mandat dat de o majoritate confortabilă foarte și măcar... Mare, da. Din respect pentru acei oameni care l-au votat, poate să putea să facă un mic efort, să iasă și să spună: domnilor guvernanți, nu vă bateți joc de țara asta, nu vă bateți joc, nu mai creșteți taxele, deci că deja... Spuneți, mizați pe, în acest scenariu pe care asta, l-am spus, da, eu, pe faptul că Elena Lasconi ar putea să iese și să pună presiune. Da, și are, are... O presiune constructivă, da, pe... Are capacitatea, un guvern ostil. Da, are capacitatea să formeze și o majoritate parlamentară în jurul guvernului, în jurul prim-ministrului pe care îl propune. Așa cum la Câmpul Lung, unde este primar, deși în primul mandat nu a avut majoritatea Consiliului Local, a reușit ca prin activitatea sa, prin proiectele pe care le propune, prin ceea ce face, prin modul cum vorbește, adică cu cetățenii, să se înțeleagă și, da, cu consilierii locali, să-i determine să îi voteze proiecte. Cum am zis, dacă în, să zicem, în 1 ianuarie 2025 sau când, în prima zi când e investit noul guvern, propune Parlamentului sau oricui, propune scăderea, propune ca oamenii să rămână toți, absolut toți, cu 500 de lei mai mult în buzunar de la salariu, care să nu se mai ducă la state, nu cred că nici PSD, nici PNL, nici AUR au curajul să voteze împotriva acestei măsuri. Dacă ar fi în locul meu un finanțist, v-ar întreba dacă există și fonduri pentru așa ceva. Există fonduri, nu, pentru dacă că... Dacă ar fi un economist, nu știu, da, ar fi Petrișor Peiu, de exemplu. Ar spune, dar unde este ok, dar de unde luăm banii? Măsura e ok. Da. Banii pot fi luați din o mai puțină risipă, da. Pentru că știm chiar de acum un an, doi, anunțau mare austeritate și așa mai departe, să strâng, chiar Marcel Ciolacu spunea să strângem cureaua. Noi de să fapt, strângem cureaua. Tot ce au făcut a fost să pună și mai multe taxe către, pe spinarea celor care muncesc, pe micro-întreprinderi, pe firmele mici, pe firmele mijlocii, și până pe cetățeni. Au strâns cureaua. Dar la stat au continuat angajările. Încă se angajează la stat, ceea ce nu e normal. Dacă vii și spui că
avem probleme, nu se închide bugetul, ne trebuie mai mulți bani, păi nu mai fă cheltuieli suplimentare. Mai ales având în vedere contextul electoral, ba chiar au făcut cheltuieli foarte mari și am ajuns să avem un deficit prognozat de peste 7%. Bun, deci banii, spuneți că banii a venit dintr-o mai bună dimensionare a bugetului. Da. Vreau să vă întreb, pentru că văd că mai mă întreabă cineva aici, să lămurim o dată, cred că nu a văzut de la început, să lămurim episodul acela cu doamna Lasconi și cu Nicușor Dan, și cu, deși dumneavoastră l-ați lămurit cumva. Da, cum v-am zis, în orice partid sunt discuții, sunt dezbateri. Adică era o poză, vezi, Nicu, doamne, da, în care apărea înainte. Nicușor Dan a fost candidatul susținut în principal de către Uniunea Salvați România și de către Alianța Dreapta Unită, cum era atunci, pentru că PNL-ul nu l-a mai susținut, PNL-ul a avut candidat propriu. Ne sprijină în campanie, au venit colegii de la comunicare cu un vizual în care Nicușor Dan apărea împreună cu Elena Lasconi cu un slogan. Și cei care au făcut grafica au făcut greșeala ca acolo unde cele două poze veneau umăr peste umăr, să-l pună pe Nicușor Dan în față. Și bineînțeles că s-a observat eroarea și s-a spus s-a corectat. Era mai bine ca Elena Lasconi să apară în prim plan fiind candidatul la prezidențiale. Asta a fost toată discuția. Bun, chiar deci am explicat până la urmă. Da, chiar bun, nu dar eu l-am văzut, apropo de Nicușor Dan, l-am văzut și la Forța Dreptei, la alianța între PMP și Forța Dreptei, susținându-și pe Ludovic Orban. Nicușor Dan iubește Dreapta. Bucureștiul. Iubește Bucureștiul și misiunea lui e să continue să ofere, să-și pună toată priceperea și tot ceea ce face în slujba bucureștenilor și cumva își dă seama că nu va reuși să facă lucrul ăsta dacă nu va avea sprijinul tuturor celor de dreapta. Dar la fel și Elena Lasconi, când a fost întrebată pe cine ar propune ca prim-ministru, a spus că l-ar propune pe Ilie Bolojan de la PNL. Și Elena Lasconi, sau ca toată lumea, nu putem, adică e greu să venim acum să spunem vom lua 50% singuri, nu se va întâmpla. Vom avea nevoie și, cum am spus, Elena Lasconi are capacitatea să coalizeze în jurul ei o majoritate parlamentară. O majoritate care să susțină idei bune pentru progresul României. Și e clar că dacă va vrea să aibă și să poată implementa toate măsurile pe care le propune, va trebui să discute și cu alții. Așa cum Nicușor Dan, cum ați spus, el a fost candidat independent, susținut de Alianța Dreapta Unită și își dorește să colaboreze cu toate forțele de dreapta dispuse să-l susțină, să aibă în continuare o majoritate în Consiliul General al Municipiului București. Bun, dar aici, dacă ne referim la bătălia pentru prezidențiale, aici e foarte clar că fiecare e pentru el. Adică el poate să susțină mai multe, dar nu mai mulți candidați. El, Nicușor Dan, m-am spus, pentru că Forța Dreptă au și ei candidat. Nicușor Dan este în primul rând pentru București și pentru bucureșteni. Și cred că cu asta am răspuns la întrebare. Da. Bun, asta era întrebarea unor prieteni care ne scriu aici și e bine că le-am răspuns. Ok. Bun. Vorbeați despre măsuri. Cred că sunt mai importante de. Deci asta ar fi o chestiune cu taxarea forței de muncă. Da, sau eliminarea unor taxe, în așa fel încât să crească puțin salariul. Da, din nou vreau să spun că chiar am avut zilele trecute în discuțiile, în ieșirile pe care le avem în oraș, am discutat cu oameni și cineva mi-a spus că, cum ar veni să-mi dea un sfat, că pe român îl interesează doar ce intră în buzunarul lui. Așa s-a exprimat. Da, dar ce nu intră în buzunarul lui îl va ajuta mai târziu când este la pensie. E foarte bine și e evident, din toate măsurătorile, veniturile în România încă sunt mici și foarte mici. Avem cea mai mare rată din Uniunea Europeană de sărăcie în rândul persoanelor care muncesc.
Adică, dar avem tupeu să-i chemăm pe români acasă înapoi. Merg, da, se duc la serviciu, lucrează 8 ore și nu pot să genereze un venit suficient pentru traiul de zi cu zi. Și asta în condițiile în care PSD ca soluție pentru ei ne spune, păi o să mai creștem niște taxe, să le fie și mai greu. Lăsând la o parte că se confruntă cu o inflație foarte mare, cu creșterea prețurilor la energie, la gaz, la toate utilitățile, soluția PSD-PNL e să mai crească taxe, adică să aibă și mai puțin bani. Taxe mai puține și pe salariile, în special pe cele medii și mici, și pe firme, va relaxare fiscală. Da, o relaxare fiscală va încuraja activitatea economică, va încuraja înființarea de firme. Bine, în paralel cu o debirocratizare și o digitalizare, pentru că chiar auzim exemple din Marea Britanie sau din alte țări unde o firmă se înființează în 2 ore, sigur, online. Intrând pe, da. La noi durează o săptămână să-ți autorizezi un cod CAEN. Vrei să faci ceva, o activitate și nu poți, că după ce l-autorizezi mai trebuie să te duci la nu știu câte instituții, da, 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 să-ți dea și ele avizul și până la urmă renunți sau nu ai posibilitatea să încerci. Și când ai terminat cu totul, vine ITD, da, numai, și îți dau amendă că nu știu, da, nu merge priza, nu știu care, și te-ar putea să te curentezi. Da. Și de asta zic, vom avea un mediu economic bun, oameni care să muncească acasă prin relaxarea taxelor, prin scăderea taxelor, relaxarea fiscalității, și acești oameni vor produce, vor oferi servicii, va crește per total și economia, și după ce crește, vor fi bani și pentru pensii și pentru, bun, alocații, da, și pentru ajutoare, pentru tot. Mă gândesc că e un complex de măsuri, nu ajunge doar această relaxare fiscală. Da, multe, multe alte oamenii, oamenii au nevoie de foarte multe, deci, de foarte multe schimbări. Într-un cuvânt, ca să-i dăm o definiție, este nevoie de o reformă profundă. În mai multe, da, domenii, în domenii, în sănătate, în educație. Președintele nu poate să o facă singur, dar o poate, bănuiesc, induce. Da, o poate promova, poate determina guvernul și majoritatea, adică, parlamentară. Poate fi un președinte curajos, da, care să, da, să stea, se implice, cum spune românul, să stea cu gura. Să se implice în viața. Și avem exemple în Europa destul. Da. De conducători de state, fie că e prim-ministru, fie că e președinte, care sunt foarte activi și care trag, da, după ei istoria, cum ar veni. Da. Avem, dacă tot vorbim despre măsuri, educația din România a ajuns să fie foarte rigidă. Avem inspectoratele școlare care, nu știu dacă poate spune cineva, cer, dacă au vreun rol benefic în societate. Da, în proiectul USR este de mult timp, chiar din mandatul celălalt din 2016-2020, este propunerea desființarea inspectoratelor școlare. Și înlocuirea lor cu ce? Înlocuirea lor cu o mai multă autonomie dată școlilor. Da, da. O mai multă autonomie dată părinților. De undeva, de. Păi, bun, oricum avem Ministerul Educației care îl coordonează. Nu, nu, la nivel de județ. Bă. Așa cum guvernul are prefecți în fiecare județ, așa fiecare instituția statului trebuie să aibă mânuța ei în fiecare județ. Nu? Da. Mă gândesc. Da, dar cum am zis, nu cred că poate cineva să zic că ce beneficiu au inspectoratele școlare, părerea mea. Sunt o zonă a sinecurilor, jumătate din ea bănuiesc, a sinecurilor politice, da, al răsplată pentru, da, avem fel și fel de și profesori, directori care au ajutat în campania electorală. Examenul de titularizare care a devenit o bătaie de joc. Și unde tinerii nu prea au. Da, da. Și știu oamenii mult mai bine decât mine, pentru că, da, se confruntă cu asta de zi cu zi. Nu cred trebuie să dovedesc eu sau să spun aici vreo noutate, că se aranjează posturile și așa mai departe. Bun. Deci asta ar putea să facă președintele influențând cumva în bine, nu făcând un lobby, deși la noi lobby se numește trafic de influență, da? Da. Probabil că o să ajunge și în instituția lobby-ului, așa cum e în țările civilizate. Și atunci președintele poate să facă, nu, o presiune constructivă și evident un lobby
pe lângă executiv, pe lângă parlament, ca să pună în practică lucrurile bune. O altă problemă... Adică, credeți că președintele trebuie să fie totuși un om care să aibă o forță? Da, adică să are forță, are, este, este omul cu cele mai multe voturi în spate. Va fi omul votat de cei mai mulți români. Ca președinte să fie o forță, adică să se vadă, să fie mereu prezent. Da, are, are obligația să fie activ, are obligația să aducă. Pentru că dacă acum președintele, deși ne-am obișnuit atât de mult cu Iohannis, cu președintele actual, să fie absent, încât am și uitat ce rol are. Dacă președintele organizează acum o conferință de presă, deja ceea pe ce toate, n-am văzut la Iohannis. Ceea ce nici nu mai știu când a făcut. Da. Pe toate televiziunile, cu două, trei ori înainte, vor anunța că urmează la ora 18 sau ora 16 președintele să se adreseze conferința de presă. Și are o foarte mare când vorbește președintele. Pentru că omul și-a dat votul, vrea să-l asculte, chiar dacă poate nu mai e de acord cu el. Și în conferința aia de presă, pe care poate să o facă cât de des vrea, poate să spună lucrurilor pe nume. Poate să spună dacă consideră că acum și PNL-ul, care a susținut președintele actual, iese și spune că Ciolacu face nu știu ce, că guvernul face așa, că așa. Dacă președintele observă că în parlament sau în guvern se ia niște măsuri proaste, în parlament niște legi proaste sau guvernul ia niște ordonanțe, dă niște ordonanțe sau niște hotărâri de guvern proaste, el mi se pare că e chiar obligat să iasă la, să iasă în conferință de presă să spună. Dom'le, asta transmită guvernului, eu consideră că nu e o măsură bună. Măcar atâta. Dar nu, cum am zis, oamenii s-au obișnuit, au uitat de fapt ce înseamnă să vorbească președintele pentru ei. Ca și cum nu, ca și cum îi desconsideră. Da, și mai este și un pericol foarte mare când, când președintele e absent din România. Sigur este, ne cheltuie banii cine știe pe unde. Asta ca o glumă. Bun. În afară de campania prezidențială, care acum, discutând aici, am înțeles că e o succesiune foarte interesantă a celor trei tipuri de, adică alegerilor, nu? Fiecare duminică mergem la vot. Da. Și în mod normal, dumneavoastră trebuie să lucrați cu precădere acum pentru președinte, pentru candidatul la președinție, dar în același timp veți începe și campania pentru parlamentare și sunteți unul dintre candidații filiale locale. Da, o să fiu unul dintre, o să candidez pentru adică Camera Deputaților, de... o să deschid lista de camera, pentru Camera Deputaților. Este așa cum au făcut cu comasarea alegerilor în vară, care a generat o mare bulibășală, nu o mare neclaritate. Și acum, cu buletine de vot, cu această succesiune în care turul întâi de prezidențiale este pe 24 noiembrie, parlamentarele sunt pe 1 decembrie și de ziua națională. Ca o paranteză, se auzea un zvon, că la fel discut cu cetățenii, că îmi zice, doi, ai auzit că vor să mute ziua națională, că se suprapune cu alegerile. Zic, mă, uite, adică cum să mute ziua națională? Cum se gândească cineva la așa ceva? Adică o sărbătorim de atâta timp pe 1 decembrie și să spunem, domne, că alegerile... Păi, nu e problemă, că poți să te duci de ziua națională unde ți-ai propus să te duci, dar mai întâi treci pe la În primul rând trebuia să se gândească să nu pună alegerile de 1 decembrie, dar asta arată cât de mult se gândesc la români, cei din guvern, PSD și PNL. Eu cred că tot PSD și PNL a gândit așa o succesiune logică în interesul lor. Da, adică cel mai probabil. Ei s-au gândit că probabil domnul Ciucă și cu domnul Ciolacu vor fi nedespărțiți, vor intra până în turul al doilea, până în finală, și atunci e foarte clar că tot ei, după ce se anunță rezultatele primului tur, tot ei vor avea majoritate în Parlament. Dar se pare că li s-au dat peste cap. Și-au... Se pare că... Și pare că înțeleg că tot mai mult că Elena Lasconia a reușit să le dea peste cap planurile. Da, așa cum arată și toate atacurile către ea și sondajele, se pare că îi încurcă, pentru că în loc să se preocupe adică de încurcă toate calculele. În loc să se preocupe de țară, să nu se mai îndatoreze atât de mult, să nu mai facă cheltuieli absurde, să vină cu niște măsuri bune pentru oameni, anul ăsta s-au concentrat doar cum să
facă alegerile, cum să le comaseze, cum să le mute, astfel încât să iasă un rezultat mai favorabil, care să ascundă voința reală a poporului. Și, nu știu cum să zic, asta arată și cât de bine sunt pregătiți, încât odată au spus ceva, după aia trebuie să schimbe, după aia stai că nu ne convine așa. Bun, se pare că se consumă. Mai avem timp pentru un mesaj? Nu. Aici se încheie emisiunea noastră. Din mulțumesc păcate, din nou timpul pentru se invitație scurge foarte și repede și sper să ne revedem în curând. Sigur, oricum începe campania și ne revedem și ce să vă spun, mult succes. Mulțumesc. Dragi prieteni, aici încheiem emisiunea din această seară. Să aveți o seară minunată și o săptămână deosebită. Toate cele bune!